Săptămâna asta, Drăcea își dresează câinele. Culcat. Bravo. Campionat de ping-pong open mic divizia C. Luiza a fost în turneu. Și avem show pe 19, dacă n-ați auzit până acum. Pe ce dată? Pe 19 martie. Începe niște vlog 6. Bună seara, oameni buni, doar ce s-a turnat o seară incendiară de open mic la The Fool. A fost gay că am arătat asta. Dar mă rog, lumea a tot întrebat cine e Daniel H, cine e cel mai adorable om din lume, de face stand-up despre cum Iisus ar trebui să fie mort. Că nu umblu numai cu dâdlăi. Asta, eu asta vreau să filmez. Umblu și cu fete faine. Fete faine și nimeni n-a zis nimic. Ei nici nu vorbesc cu femei. Uite, uite. Fete faine aici. Băi, nu știu. Bă, eu n-am tras niciodată pe barb, știți, dar cred că m-aș putea cerca. Bă, să știi că e super. A, și în America am tras. În America am tras în baloți. În negri. Și eu, baloți negri, am încercat să le salvez. Mulțumesc! Au început să trecă oamenii de partea lui Mitran în comentariile pe YouTube, ceea ce e foarte bine. Din județul Iași în județul Neamț. De ce? Unde suntem aici? Radu Vodă. Radu Vodă non-stop, fan nimic nou, mă. Frumos, bravo, bravo, frate, bravo. Ne-au ieșit la pescuit, ai văzut? În cuplu. Băiatul ăla are o lansetă. Așa? Și a prins, a prins-o, a agățat-o pe păștoaică. Ăsta-i nou. E în cutie, dar nu mai e în cutie la el. Serios. Cât vrei pe? Cât îți dau pe? 1800. 7? Ok. Ah, credeam că milioane. Tu, la cartea aia de ți-am trimis-o, la ce pagină ai ajuns? Bă, mi-a plăcut foarte tare, a avut o introspecție. Ai terminat-o? Deosebită, aș zice. Bă, mie mi se pare... Destul de cuantificabil, dar... Mie mi se pare fascinantă viziunea autorului asupra problemelor din societatea actuală. Bă, problema e actuală că... Actuală în cuvânt. Excesul de metafore câteodată poate să ducă într-o amnezie care chiar nu are. Oare erau metafore? Sau erau referințe? Exact. Am pula mea la referințe cu referințe sau mortu. Așa tare aici dat. Mă trec odată poza aia, că ghețăm aici. Auzi, dar se vede mare în spate. Mama e fără Virgil cadru în spate, bro. Gata, Luiza, e timpul să te filmăm pe tine. Astăzi am filmat o chestie foarte drăguță cu Virgil și abia aștept să... Nu așa de aproape. Bă, dacă m-am machiat în salut! Să vreți. Și e cine... foarte interesant pentru că este despre mine. Ah, ok. Nu se uite nimeni. Nu, noi azi ne uităm. A fost foarte pe și cine? Super hype. Ah, de fapt, sau nu trebuie să zici, nu? Așa, despre mine, un fel de backstory. Un fel de... Face Virgil chestia asta? Vreți să știți ceva despre mine? Domnul. Minele sunt alea din care ies minerii. Încerc scuze că am îndreptat telefonul spre el. La 6 like-uri îl dau afară din grup. Hei, tocmai am făcut o prăjitură de ovăz și merg la muncă să-mi iau cafea. După aia fac podcast cu Tio. După aia merg să trag de fiare. Rostogol, rostogolește-te. Bravo, 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 bravo. Rostogolește-te. Culcat. Bravo, băiatule, bă! Bravo! Gat, ia. Ia, Ramses. Rostogol. Culcat. Culcat. Bravo. Bravo, tată. Deci... Delia. Bendeac și eu sunt Chelo. Eu am zis Bendeac, că mi-e plăcut. Bendeac. Și așa. Primul concurent pe ziua de azi, Mădălin Cârjă. Salut! Salut! Doar, ce ați pregătit pentru astăzi? Doar gluma aceea. Am o glumă, că m-am apucat de vlogging și m-am pierdut. Poți să mai intru o dată? Nu. Așa putem să... Bine, mă, bine, hai! M-am apucat de vlog, zi-o pe ea. Zi. Da, Delia. Iată, m-am apucat de vlog de curând și mereu port așa un GoPro pe cap ca să filmez chestii. Mie îmi place foarte mult.
La pietre mea nu-i convine, ci că o irită când ne futem. Hai să băi irită? Ai folosit irită? Schimba cu zgârie. Știi care e problema ta? Știi care e problema ta? Asta ce chelul? Niciodată. Bă, nu știu. Dar nici nu poți să fac crezurile. Bă, oricum. Pula vlogul tău? Nu. Bă, încrederea, mă, n-ai venit cu încredere. Uite, da. poziția, da. Ce spune da. Poziția aia? Copil catolic. Pantalon de la obor, viu apare la televiziunea națională. Nu națională. Poți să vii și mâine cu altă glumă și altfel îmbrăcat, vă rog frumos. La anul, tati. Hai, e 2-0 la mine. Demonstrează că nu e. Ce a fost asta, mă? I don't see no competition in my face. If we do then we just move them out the way. I don't even need no money in my face. Hold on. Give me the money when I finish with the game. I seen people start to love me when I'm winning. When I'm down they never come into the kitchen. When I start I never see them till it's finished. Now I'm feeling like the 2011 Knicks. Mix that depression with some lessons and ambition. Can you finish with the album that is killing? I want my eulogy to read that he a legend. I break the 808s and then I break the records. We the leaders, man, they gon' follow me. Check the Insta, they be liking what they see. Shades on, cause Diddy did it. Got the money pics, how big he did it. Yankee fitted just like Jigga did it. And I won't stop, I'm a kitty, kitty, kitty. Oricum, presupun că o să fie, e că un Juliu Micuțu și ăștia, mi se pare că e singura care vor spune pe YouTube cam ăla, mi se pare mult de învățat. Bă, și nu s-o obișnuit să citesc glume. Bine, mi-e place. O să mă uit și o să mă uit. M-a provocat Cârjă Mădălin, 100.000 de subscriberi, m-a provocat la ping-pong și l-am bătut de s-a căcat pe el. Două seturi din două. Zi, mă, zi. Păi la dublu? Cu H te-am bătut. Bă, nu la dublu, lasă la dublu, la simplu. Păr, bă, cum? La simplu. Ce zici? H. Alexandru, egalitate cam, nu? Acum nu, la seturi. Ești mai bun. Așa, H. Provocăm niște oameni la ping-pong. Am putea. Am putea. Toată gașca niște oameni aici. Nu dăm numele. Lasă berea, lasă berea în pula mea. N-ai voie să arăți fețele la copii, la... Se audă. Hei, ce faceți? Bine. Suntem super entuziasmați. De ce? Pentru că pe 19 abia așteptăm să-i vedem pe niște oameni. Niște oameni? La The Fool! La The Fool! Da. Pe ce dată? Pe 19 martie. 19. Și The Fool unde este? Unde este? Pe Calea Victoriei 118. Mulțumesc! Extraordinar! Nu știam! Foarte frumos! Abia așteptăm, că sunt minunați. Abia așteptăm că sunt minunați. Și noi râdem de fiecare dată când vedem vlogurile lor. Sau spectacolele. Și podcast-urile. Bine, vlogul trăgându-se din podcast. Că ei au început cumva cu podcast-ul. Da. Banii acum sau? Ce? Vă dau banii acum sau? Nu, la show. Eu dacă poți, eu nu avans. Și la show să doneze oamenii, ziceți, să ne dea? Să doneze oamenii bani, pentru că niște oameni nu cer bilet, niște oameni cer bunăvoință. Așa, domnule. Bă, oameni dragi, am un anunț de făcut. Am venit aici cu valul de corporatiști la Pipera. Aie, câteodată sistemul câștigă. Dar nu azi! Ce? Vrem să iau de la fraierul ăsta recorder, mă? Ce pula? Ce pula mea? Ce sunt eu corporatist? Hey, salut internet! Sunt cu băieții grei. În drum spre Mangalia. Așa e că toată lumea se distrează într-una pe drumuri. Ei, ce distracție! Da? E super! E super, nu? Ne așa sorim? Am dat spoiler că a apărut deja Sergiu. Și acum, adevărata distracție. Sau așa? Și asta nu știu. Și vezi pisica, te cași pe tine, te duci acasă, deschizi Antena 3, oriune, vinde neamțuța! Pisica. Pisica. Ea nu știe că e pisica. Și pe ce sunt specializat, de exemplu, pisica. Cum ai spus platoul ăla, au oameni numărat. Dacă nu mănânci, dau un șut de te rupă. Sunt în green room. Da. Cred că e green room-ul meu preferat până acum.
Eu de astăzi, într-o săptămână, plec. Plec în lume, domne. Iar panica mea cea mai mare și singurul lucru care mă nemulțumește în plecarea asta e că o să zburăm cu avionul de 4 ori în 5 zile. Sau în 4 zile. 14, 15, 16, 17, 18. 5 zile. De 4 ori să zbor cu avionul în 5 zile. Mie care mi-e suficient să zbor cu avionul odată la 25 de ani. Asta e viața. Doamne, știu. Acum începem spectacol la Constanța. Eu nu știu ce să fac la vlog, niciodată nu știu. Facem spectacol și eu beau vin și Teo bea vin. Și așa e viața faină. Acum ai dă drumul? Acum intru pe scenă. Ce anume? Da, îi dă drumul. E ok? Da. Deci o să urc, am dat ok și o să urc. Ne-am scos iar 4-1 în oraș și cu Daniel H. Oh, Dumnezeu! Niște zimbri. Ei, nu știu că sunt zimbri. Ca de ziua femei. Sunt ca niște vaci. Mai grăsuțe și mai fluffy. Uite ce drăguț. Vlog lângă da-dam-dam. Cine este aici? Este Luisa. Și cu Mane voi cu. Și suntem, unde suntem, Mane? La Caran Sebeș. Oh my god, la Caran Sebeș. Cât entuziasm fals. Haideți să vedeți pe unde am intrat. Oh my god, so fancy, so fancy. Scrie intrare artiști. Scrie intrare artiști și eu pot să intru. I guess. I died. I bombed, I died. Oh well. E Daniel H acum pe scenă. Ce bine, da, că se vede bine. Uite aici, uite mai tot acum. Uite ce frumos. Niște oameni, wow, ce energie. 8 martie. 8 martie. Super. El e H. El vrea neapărat să doarmă cu mine tot timpul. El e. Visul meu în viață e să dorm. Să doarmă cu mine. Ce drăguț. Și el îi cârge. El ne tot înțeapă peste tot pe... Da. Așa face el. Am și cortea. Și Nelu n-are vise. Azi e ziua lui Mitran. Și îmi pare super rău că nu sunt acasă. Dar la mulți ani, Mitran. Cel mai bun prieten al meu. Cel mai bun prieten al meu. La mulți ani. Credeți că doar ăștia știu fotbal, nu? Doamne, nu pot să cred, este chiar Vlad? Doamne, ce faci, Vlad? Cum ești? Bă, mi-e foame. Care mai e viața ta? Ce anume? Care mai e viața ta, zic? Macureală în ultimul timp. Dan, lejeră. Îmi glumesc, că-ți dai seama. Mulțea trăiască! Mulțea trăiască! Cum te simți? Câți ani ai făcut? Câți ani ai făcut? 25. 25. Cum te simți la 25 de ani? Hai să nu mai. Articul e proastă, da, cald. Cald pentru, bă, ăsta direct pe fica ți se pune. Nu te simți norocos la 25 de ani? Man, sunt, ba da, da. Pentru că cunosc oameni ca tine, pără, că despre tine e vorba. Așa e, chiar asta voiam să spun, chiar asta voiam să spun. Chiar dacă e ziua mea, clar e vorba. Trebuie să facem cumva. Ție. Campania. Trebuie să faci pe cu costele. Uite, fii atent. Oh my god, uite ce drăguț e lumina asta.
Poză. Aici la Crângaș. Uite, tramvaiul 41. Bun. Militarul Belgiei ăsta. Cu Tesla lui. Păi săracule. Aici la piața din Galați. Uitați aici câți cerșetori sărace. Muzeul Octavian Goga. Zi Victor, ce faci? Hei. Unde mergem noi acum? Mergem în oraș și... În Constanța. Ce anume? În Constanța. În Constanța, mergem în Constanța. Show la Racing Pub. Show la... ce? Stai, despre ce mergem? Nu știu, încercam și eu să pară că mergem undeva interesant. A, mergem pentru că în Constanța au tot felul de chestii de astea, de vapoare, de poți să dansezi. Sunteți cei mai ciudați clienți pe care m-am vrut. Să nu că noi chiar avem chestii interesante de spus acum. Nu e vorba despre faptul că n-am filmat nimeni nimic săptămâna asta. Chiar e, nu? Da, nu. Asta am filmat toată săptămâna. Da. Ce azi? Da. Luni? Da. Azi e luni. Ia oprește și încerc. Hai să oprim. Jesus Christ. Dacă că Mitra n-are carne de șofer, să-mi va pula. Da, știam. Cine s-a gândit că a stat atâta timp fără să bea? Gluma așa e destul de bună, dacă n-ar face o dată la 3 ore. Serios? Da. Am zis-o ieri și nu era filmată și acum am zis-o pentru oameni, ce te cace pe tine? Acum ți-ai scos special din gluma aia? Da, ieri a prins, iertați-l. Pentru că Mitran bea mult. Și moldovenii puci nu se spală? What the fuck, eu sunt un stereotip? Da, Mitran e stereotip. Mă, ui la prost. Ia uite mă, mâncați așa. Uite-i, fătă în gură. Bine, ți-ai dracu să fii. Uite, domnule. Pune-l pe internet. Pune-l pe internet. Pronunță fără, pune-l pe internet. Da. Sunt acum cu celularul în mână, ar trebui să-l filmez în pula. Pe Facebook să vadă o sară întreagă, că pe Facebook acolo se... Te-ai făcut de râs, băi, la TV. În premieră pentru lumea de-a vrut să vadă playlist-ul lui Drecea. Dă-și tu scroll. Normal că merge țara asta cum merge. Uite, am zis, vrei să dau scroll? Bă, asta e de pe stick, am foarte multe chestii. Dar nu, vreau să pun melodia asta, de ce am dat? Stai. Voiam pentru că am pus foarte mult rap și să știți că am și chestii. Voi n-ați văzut așa. Cum stau ăia și iau bani și fac copii? Bani, eu m-am săturat să filmez. Hai altul ca să trimitem toți lui Virgil. Pe ce dată? Pe 19 martie.